Mioara Roman a fost jefuită, fosta soție a premierului Petre Roman în vârstă de 77 de ani acum a fost prădată de hoți. Indivizii au convins-o să le deschidă poarta ca să schimbe un burlan. Femeia a rămas fără pensie și alte bunuri din casă și este încă în stare de șoc. Au intrat toți trei în casă peste ea. Au luat banii pe care îi avea la ea, după care au început să cotrobăie prin casă. I-au luat Adidas și i-au luat niște obiecte din argint care l-au găsit pe masă. Și ar mai fi luat multe dacă ar fi avut ce. Tâlhării au ajuns la casa Mioarei Roman din nordul Bucureștiului ieri pe la prânz. Probabil hoții știau că Mioara Roman locuiește într-un apartament ce aparține statului. Au păcălit-o că au fost trimiși de rea PPS și că trebuie să schimbe un burlan. Domnul a spus că trebuie să-i repare niște burlane și i-a spus ne dai și nouă 50 de lei. Până să se dezmeticească fosta soție a primului premier din România, individul a și intrat în casă și le-a deschis ușa altor doi complici. I-au spus că o costă 6.000 de euro. Mama le-a spus că nu are banii ăștia sub nicio formă și atunci au zis, bine, dă-ne bijuteriile. Au luat banii pe care îi avea la ea, după care au început să cotrobăie prin casă, i-au luat Adidas și i-au luat niște obiecte din argint care le-au găsit pe masă. Apoi s-au așezat la masă și au pus de băut. Și a trăit o teroare timp de o oră jumate cât oamenii ăștia au stat în casă peste ea. Femeia și-a păstrat totuși calmul, iar hoții nemulțumiți i-au oferit răgaz de jumătate de oră să facă rost de bani. Apoi au părăsit locuința amenințând că se vor întoarce. Polițiștii de la secția 1 din capitală au întocmit deja un dosar penal pentru furt calificat, iar acum încearcă să adune toate imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă, pentru a identifica cât mai repede pe făptași. Ieri a fost efectuată cercetarea la fața locului, a fost de asemenea audiată persoana care a oferit o descriere a celor trei bărbați. Anchetatorii s-au întors astăzi la fața locului și după ce au conturat un cerc de suspecți, i-au arătat spre recunoaștere Mioarei Roman câteva fotografii. Ai identificat doamna pe cineva? Polițiștii ne avertizează încă o dată să nu cădem în plasa șarlatanilor și să le cerem celor care vin neinvitați la noi acasă să se legitimeze.